Vlogul e puțin și de pe balcon în dimineața asta. Este cam înnorat și deja a plouat pe afară, nu știu dacă se vede așa puțin pe aici. Și ne pregătim să mergem în Monaco acum. Cred că o să facem cam vreo 2 ore. Am căutat pe acolo parcare, am găsit ceva. Arată că plouă și acolo, dar sperăm că totuși o să fie destul de ok. Să fie măcar doar înnorat, să putem să mergem pe străzi. Și revenim de pe drum sau de acolo. Pa! Cadru din liftul de Monaco, de la parcare. Ce lumină albastră avem aici. Gata, am ajuns în Monaco. Prima oră e gratuită de parcare. Respirăm aer de Monaco. Ieșirea din parcare e cu palmieri pe aici. Oh, nu, plouă. Oh, no. Acum am ieșit din parcare și se pare că plouă așa. Mamă, deci aici e un parc cu palmieri. Miroase a bogăție. De reținut în Monaco, sunt tarifele la roaming, cel puțin la Orange, de exemplu, este de 11 euro pe mega. Așa că dacă veniți cu abonamente, să vă închideți datele aici, o să vă taxeze destul de mult. Vloguim direct din Monaco, de la Casino, care este aici în spatele nostru. Cum ți se pare, iubită, din Monaco-ul până acum? Luxury! Ia uite, este Louis Vuitton acolo. Este mare bogăție. Avem aici. Avem cartier aici. Avem magazine. Avem de șmecherie. Da. Finuț, finuț, drăguț. Este interesant. Încă picură pe aici, dar e destul de cald, așa că măcar ne mai răcorim. Da, noi e chiar ieri stăteam la plajă. Da, e acceptabil, să zicem, pentru sfârșit de septembrie. Am ajuns și cu vederea asta de aici, de pe margine, unde avem niște iahturi în fundal. Și aici se văd clădirile din Monaco, așa superbe. E foarte interesant și e destul de liber pe aici, adică nu știu, poate că e duminică, dar nu e deloc agitație, chiar e liber. Nu înțeleg care e ideea. Culmea că mă așteptam să văd mai multe mașini din astea scupe, dar până acum n-am văzut. În schimb, clădirile sunt destul de impresionante. Acum am intrat în Casino, se pare că intrarea este liberă aici și arată cam așa ceva. Să vedem mai încolo, asta e doar intrarea aici. Să vedem dacă chiar o să putem intra, ca să ne uităm pe la mașinile alea. Revin cu update. Tocmai am trecut pe lângă niște terase de aici, aici în zona asta, sunt mai multe și ne-am uitat la prețuri și era burger între 7 și 10 euro, deci pare a fi destul de acceptabil la preț, sincer. Ne așteptam să fie ceva mai scump, dar probabil sunt prețuri de, nu știu, Franța, de zone din astea din Europa mai
scumpișoare. Nu cred că e foarte, foarte exagerat. Acum intrăm în Palatul din Monaco. Să fiți atenți acum ce vedere o să avem. Super. Ia. Suntem la Palat și avem vederea asta. Uite ce tunt. E superb aici. Arată așa și costă 5,70 €, nu este chiar așa spun. Să vedem cu ce e, că nu-mi dau seama. Are un strulai. Cred. M-a cucerit. O nimica toată. Iuliana. Ia uite ce. Ce forță. Am ajuns și la cazarea din Franția. Revenim, mai este bateria sau culpă e? Nu mai e. Asta este living-ul. Aici avem dormitorul cu un pat mare. Aici avem le pupu. Se pare că WC-ul e separat față de chiuvetă. Chiuvetă și cabina de duș. Putem să vloguim și noaptea pe aici, prin Franchia. Noaptea ca hoții. Noaptea ca hoții. Acum am ieșit de la cazare, mergem să cumpărăm ceva de la supermarché. Parlez-vous français. Dimineața un croissant și o cafeluță din aia micuță. De fapt, aici poate e cafeaua mai mare când... Da, să comparabil Italia cu... Italia era o guriță, așa. Cu espresso ăla italienesc de... de murdărită cănița. Un șat de cafea era. Avem un supermarket foarte aproape aici. Mergem să cumpărăm ceva de acolo pentru mâine dimineață și după aia mergem să mâncăm ceva. Am găsit un restaurant Le Vietnam, unde părea super ok mâncarea la preț rezonabil. O să filmăm și de acolo și revenim cu update-uri. Pa! Zi ceva! Deci am luat o plasă de cumpărături și a costat 50 de euro. 48 de euro. Ce ați luat acolo? O grămadă de chestii. A venit Moș Crăciun. Ia să vedem ce am luat noi de 50 de euro. Brânză. Nu știu, scrambul. Spanac proaspăt. Brioșe, rozmarin. Sălămior. Bere, vin. Ouă, iaurt. Bere, bere, bere. Am ajuns la un restaurant vietnamez și să filmăm puțin prețurile, doar la băuturi, așa. Filmăm puțin și restaurantul, care e destul de micul, ce arată cam așa.
și aici sunt doi vietnamei care servesc, dar ei de fapt nu cred că mai stau în Vietnam de când erau mici, așa că nu știu cât de autentic sunt. Ce asta, Iulian? Beef sauté. Beef sauté. Aici eu mi-am luat un spicy beef, care arată cam așa. Și am mai luat aici un spicy rice, care este cam așa. Aici avem o supă, supă gigantică, care arată cam așa. Să te vedem cum mănânci cu bețe. Yay! Ai reușit! Merci! Gata cu pizza și pastele. Mâncăm vietnamez. Ne-a adus sake. Nu știu ce e asta, dar deci, e sake. Ce? Ceva. Ca să putem bine la noapte. Și ceva bun. Sunt interesante. Și a apărut o imagine aici. Te duci și tu la Pepe. Se vede și ceva așa aici? Acolo e și mai știu. Ele de vrei un băiețel? Opa, opa, Penelopa, ia uite ce avem noi. Trebuie să-l luăm pe alea. Unde-i? Ce? Mie mi-au picat doar băieții, n-a ce să fac. Eu nu vreau băieți. Am turnat asta aici și au apărut imaginile astea. Au apărut despre pahar. Aici avem și nota. Copertă? Copertă?